Gemenii vor absenta din mediul social, cu alte cuvinte, mai bine nu-i băgăm în seamă astăzi, pentru că sigur nu vor vorbi cu noi. Da? Pe fecioare le băgăm în schimb în seamă, vor vorbi mult, dar vor și face mult, așa că se anunță o zi bună pentru ele. Andreea cu horoscopul chiar acum. Bună dimineața, Andreea. Bine v-am găsit. Fecioarele nu vor pierde timpul astăzi, se vor implica în toate activitățile 100% și rezultatele vor fi pe măsură, dar să vedem horoscopul acum. Nativii din zodia Berbec se vor implica în rezolvarea problemelor de familie și vor avea parte de reușită. Taurii stau foarte bine la capitolul comunicare și au mari șanse să obțină ceea ce vor în plan profesional. Gemenii își vor concentra atenția pe terminarea unei lucrări urgente de serviciu și să știe că binevoitorii nu vor ezita în a le pune bețe în roate. Racii nu se vor bucura de sprijinul total al colegilor de serviciu în proiectele demarate, însă acest lucru nu îi va afecta, dimpotrivă, succesul va fi de partea lor. Controversele nu îi vor ocoli pe nativii lei, vor avea parte de multă agitație la serviciu și vor fi protagoniștii unor situații delicate profesionale. Fecioarele, în schimb, sunt în formă maximă, vor rezolva cu succes toate îndatoririle din plan. Balanțelor nimic nu li se va părea dificil astăzi, datorită calmului și prezenței lor de spirit, vor găsi rezolvare la toate. Și scorpionii sunt muncitori și vor avea rezultate satisfăcătoare în tot ceea ce vor întreprinde. Săgetătorii ar face bine să mai renunțe la încăpățânare pentru a avea parte de liniște la birou și pentru a nu-și compromite relațiile sociale. Capricornii sunt plini de energie și vor lucra cu drag la toate activitățile de astăzi, așadar se anunță o zi senină. Vărsătorii traversează o perioadă nu tocmai plăcută din punct de vedere emoțional, tocmai de aceea astăzi starea lor de spirit nu va fi una foarte bună. Deci, în schimb, vor avea o zi bună în plan familial, vor primi un răspuns mult așteptat. Atât pentru acum, ne revedem mai târziu. Nu mă simt vărsător, astăzi îmi pare rău, Andreea. Astăzi vreau să fiu altă zodie. Mulțumim, Andreea.